Bugetul municipiului pe anul 2017, dar și al unor instituții subordonate primăriei, pare mai mare față de cel de anul trecut. Asta și datorită faptului că sumele alocate cheltuielilor sunt mai mari ca urmare a creșterilor salariale. În schimb, fondurile alocate capitolului dezvoltare sunt ceva mai mici față de anul trecut. Pentru prima oară în ultimii 9 ani, ședința pentru votarea bugetului municipiului și al instituțiilor subordonate a fost lipsită de tensiuni și discuții în contradictoriu. Consilierii au aprobat cu unanimitate de voturi toate proiectele înscrise pe ordinea de zi. Vreau să vă mulțumesc pentru maniera în care ați înțeles să discutăm despre buget și despre lucrurile de funcționare astăzi. Este pentru prima dată în 5-9 ani de a participa la o ședință de consiliu care are ca bugetul. Când discuțiile au fost legate de ordinea de zi, este foarte clar. Mi-aș dat un an dificil pe fiecare dintre noi. Și am dat dovadă astăzi că suntem noi. Avem o față un buget, dar la prima vedere, raportat la anul trecut, este mai mare. Dar spun doar aparent, pentru că creșterea este în special la partea de funcționare. Consilierii locali din opoziție spun că apreciază modul în care a fost proiectat bugetul și că își doresc ca acesta să fie realizat. Ei vor ca în perioada următoare să fie găsite soluții pentru ca orașul să se dezvolte, iar la bugetul local să fie atrase noi fonduri. Este un buget ambițios. Din discuție cu bugetul economic vom vedea în ce măsură acesta va putea fi realizat, însă modalitatea de ducere la întreprinire, evident, aparține administrației și compartimentului de specialitate. Disponibilitatea noastră și oportunitatea, evident, s-a referit la a sprijini orice inițiativă și... Săptămâna viitoare, pe 4 aprilie, consilierii locali din Râmnicu-Sărat se vor întâlni într-o nouă ședință de consiliu, în cadrul căreia vor discuta și vota proiectele de buget și organigramele și statul de funcții pentru instituțiile subordonate primăriei, care nu au fost prinse pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.